Eveniment de seamă în municipiul Moreni. Timp de două zile, în orașul Dâmbovițean, se vor desfășura zilele Bibliotecii Municipale. Manifestările dedicate celei de 18 ediții au debutat miercuri 11 mai cu o serie de prezentări și momente artistice. Este un eveniment însemnat pentru municipiul Moreni. Este un eveniment la care observ că de la an la an participă din ce în ce mai multe persoane. Nu-i mai puțin adevărat că este un domeniu care nu are o susținere masivă, pentru că știm că de-a lungul istoriei, cultura, arta, sunt niște domenii care s-au zbătut mereu în neajunsuri, în mai puțină prezentare publică. Pentru că biblioteca nu mai este doar acea sală cu cărți prăfuite, într-adevăr, cartea are rolul ei, este frumos să o pipăim, să o citim, să o mirosim, dar biblioteca s-a transformat între timp, suntem în era tehnologiei, în era internetului și informațional, un centru care oferă informații și întregii comunități, deci oamenii nu mai vin la bibliotecă doar să împrumute cartea, cu toate că a rămas în conștiința multora dintre noi că acolo este locul de unde bibliotecarul ce face, doar îți ia cartea din raft și ți-o dă. Nu. Presupun că majoritatea dintre dumneavoastră care sunteți în această sală ați participat la evenimentele pe care le-au organizat doamnele bibliotecar și ați observat că sunt implicate în mult mai multe lucruri. Manifestarea cuprinde expoziții de pictură, de carte și materiale documentare, simpozioane, momente literare, muzicale, dramatice, precum și concursuri școlare. Desfășurate de fiecare dată în luna mai, zilele bibliotecii adună la Moreni an de an o serie de manifestări culturale devenite în timp o tradiție. Sărbătoarea bibliotecii noastre se constituie într-o nouă mărturie a atașamentului față de cultură, a instituției cărții, a capacității ei de a influența decisiv formarea generațiilor actuale prin oferta sa de carte și cultură tot mai bogată, mai diversă și modernă. Asemenea, prilejuri nu fac decât să sporească prestigiul instituției, capabilă să ducă mai departe cu aceeași dăruire și profesionalism, misiunea de luminătoare a celor de azi și a celor de mâine. Totodată, cu această ocazie, sunt celebrați 56 de ani de la înființarea bibliotecii în Moreni.